sunt Ionse și voi sunteți pe canalul meu de YouTube și astăzi să revenim cu un nou vlog special pentru voi și special pentru tine, sigur. Pentru sunt Ionse și voi sunteți pe canalul meu de YouTube și astăzi să revenim cu un nou vlog special pentru voi și sigur pentru tine, drag abonat al canalului meu. Dar încă dacă nu ești abonat pe contul meu de Instagram și Facebook și sigur că de TikTok, dar de YouTube, nu uita să apeși pe butoanele de subscribe ca să fie de culoarea gri, albă, ca să fim o familie mare, 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 dar noi începem acest vlog frumos. Și dragi prieteni, astăzi a venit și momentul să apar din nou pe canalul meu de YouTube cu un vlog sub denumirea că am primit un coleg din Rusia. A fost un coleg destul de mare și interesant. L-am despachetat alături de familia mea și mi-am găsit că am cadouri pentru mine, sunt aceste cadouri și sunt gata să le despachetez alături de voi și sper să vă placă ceea ce se află aici. În unele pachetele, sincer, vă zic că cunosc ce se află, în altele nu, dar de-abia aștept să priviți acest vlog când va apărea pe canalul meu de YouTube, deja tot un frumos, cum s-ar zice. Sper să vă placă tot, dar noi începem, let's go! Hei, dragi prieteni, eu propun să începem cu pachetul acesta, care la mine se află respectiv în partea stângă. Deci eu am să încep cu el. Este un pachetel de la Zara și haide să-l despachetăm. Deci. Este foarte interesant, da? Deci. Deci. Doamne, ce drăguț e! Ce zice? Este o cămașă de genul cum am vrut chiar eu. E chiar foarte și foarte mișto și este albă. Chiar vă propun să urmăriți cum stă pe mine. Dragi prieteni, este o cămașă atât de frumoasă albă, anume spatele și fața. Chiar îmi place foarte mult. Și mulțumesc persoanei care mi-a transmis tot acest colet, la urmă să vă zic cine e. Chiar îmi place foarte și foarte mult, e destul de drăguță, te pun și te vezi. Deci trecem mai departe. Avem tot ceva! Este o rochie albă și e destul de drăguță! Nice, chiar îmi place foarte tare. Este o rochie mai mult de vară și am văzut că are și un colan. Respectiv, da, are un colan. De aceea, când vine soarele cel puternic afară, așteptați poze noi pe contul meu de Instagram și Facebook. Sper să vă placă. Mie chiar îmi place această rochie. E foarte frumoasă, cum s-ar spune. Este foarte frumoasă, dar și albă. Chiar îmi place mult culoarea dată, mă impresionează și pentru mine este una perfectă, anume când s-o porți pe timpul când te duci la mare. Deci, hăinuțele astea albe, chiar am să le port cu cea mai mare fericire. N-am să le pun acum în pachetel, pentru că așa e mai multe, dar sunt foarte și foarte frumoase. Mie îmi plac. Ce ziceți voi, scrieți-mi jos în comentarii, dar noi trecem mai departe. Hei, dragi prieteni, eu propun să trecem la următorul colet, pachetel, care este la fel de la Zara și eu propun să deschidem. Deci, da, drăguț. Ok, trecem mai departe. Ce văd eu aici? Vai, eu văd un maio foarte mișto, care aceasta, da, este fața și ăsta este spatele. Strălucește, apropo, îmi plac foarte mult hainele strălucitoare și arăt chiar mișto. Deci, ce avem noi aici? Noi avem o jachetă, cred că se potrivește cu această maiou, acest maiou, mai exact, da. Se combină și chiar îmi place foarte mult. Sunt haine mai mult de vară pe care sigur că am să le pun și apropo sigur că vă subiesc niște postări și poze frumoase. Chiar chiar foarte tare îmi place cum stă pe mine, vă ce ziceți, scrieți-mi jos în comentarii. Și asta o plasez aici, trecem mai departe și chiar mi este interesant.
vă e interesant ce este aici? Eu cred că da. De ce voi să lăsați până la sfârșit și o să priviți acest vlog, să dați un like, să vă dați pe contul meu de YouTube și sigur de Instagram, Facebook și TikTok. Yeah. Deci nu trecem mai departe. Noi avem încă o cămașă de culoarea roz și chiar e mișto. E foarte drăguță. Eu zic că e chiar drăguță. Voi ce ziceți? Mie chiar îmi place. Cam așa arată. E foarte și foarte drăguță. Mie îmi place. Sincer vă spun, chiar mi-e interesant cum stă pe mine. Voi ce ziceți? Eu cred că da. Stă foarte bine pe mine. Și în caz că aveți posibilitatea să plecați la una din aceste magazine, vă recomand să dați, să uitați la gen de hainuțe, pentru că stă foarte și foarte drăguț pe voi și e chiar mișto. Deci, ce avem noi aici? Deci, haideți să ne uităm. Avem bomboane Ferrero Rocher, sunt foarte și foarte gustoase, chiar îmi plac. Măcar că nu prea iubim dulce, dar chiar sunt gustoase. Ce mai avem aici? Mai avem ciocolate, sticker, chiar îmi plac foarte tare, sunt foarte gustoase. Ce mai avem aici? Avem una și de Mars, e chiar mișto. Și mai avem o sneaker. E foarte și foarte gustos. Ce mai avem noi? Mai avem și o cartelă. Eu propun să o deschidem, să vedem ce e acolo. Vedeți? Nu este deschisă. Nici măcar nu am dubii ce e acolo. Deci, noi avem aici un tatuaj cu unicorn, apropo, este un tatuaj cu unicorn. Așteptați-l că va fi postat pe YouTube un vlog cu tatuaj, așteptați că va fi în curând. Avem un sticker cu un hipopotam care arată destul de drăguț. Mai avem aici o chestie. Este un sticker cu hipopotam, care e destul de drăguț și mișto ca și unicornii. Mie îmi plac așa ceva. Îmi plac așa cartele. Ok, voi ce ziceți despre a doilea colet? Eu zic că este destul de interesant, deci lăsați mai jos în comentarii care colet mai tare v-a plăcut pe mișele, dar noi trecem la următoarele. Eu propun să trecem la următorul pachetel. Cred că o să fie acesta. Destul de drăguț. Deci, haideți să vedem ce e acolo. Mama, ce e? Chiar e interesant. Avem o fustă. O fustă foarte frumoasă și o fustă de un mar. Deci, prieteni, am impresia de parcă trebuie să alegem între una și alta. Dar noi cred că o să trecem la următorul pachetel, care este acesta. Este un cadou foarte și foarte drăguț. Eu sper că vă la fel să vă placă. Eu îl deschid. Începând cu... Haideți să zic pachetul. Ce avem aici? Doamne, ce drăguță e! Aici am să... toate pensulele. Apropo, acesta nu face parte din cadou de la firma dată. El pur și simplu este plasat aici, care mi s-a spus. Și e foarte și foarte drăguț. Mie îmi place să-i păstrez toate pensulele pentru make-up. Și haideți să facem. Respectiv, ne uităm la următorul cinci. Vedem. Eu cred că noi trebuie să-l despachetăm acum, e momentul. Doamne! Nu pot despacheta un parcurs. Nice!
Deja sunt mirosul, un miros frumos. Doamne, e atât de drăguț. Am părtat. Ce parfum drăguț e, e chiar foarte drăguț. Eu propun să mersi. Doamne, ce miros dulce și frumos, chiar îmi place foarte și foarte mult. Acest parfum o să intre în colecția mea de parfumuri, care e destul de valoroasă și deosebită și sunt diferite mirosuri. Mulțumesc foarte mult pentru acest parfum, chiar e super tare, îmi place enorm. Deci o să-l punem chiar aici. Trecem mai departe. La cadoul principal din acest pachet este că degrabă vine vara și efectiv o să fie multe poze frumoase datorite acestui produs. Ce avem noi aici? Avem un costum de baie! Deci, dragi prieteni, da, este un costum de baie destul de mișto. Este un costum cu fructe. Chiar îmi place foarte și foarte mult. Cu siguranță am să-l port vara la mare, la piscină, cu prietenii, la mare, cu familia, cu prietenii. O să fie chiar niște poze drăguțe. Îmi place mult cum este acest costum de baie. Este destul de vesel, cum sunt și eu la momentul, da? Și e foarte și foarte drăguț, chiar îl apreciez și îmi place enorm. Ups! Chiar îmi place enorm acest costum de baie. Da, e foarte drăguț. Voi ce ziceți? Dacă e drăguț, spuneți un like. Dragi prieteni, deci am ajuns la faza finală. Este a cincilea pachetel, care e foarte drăguț și chiar mi-e interesant ce e acolo. Respectiv, eu propun să-l despachetăm. Am emoții. Aici mai avem două cutii. Mai avem două cutii și eu propun să despachetăm care cutii. Ziceți, asta sau asta? Eu propun să despachetăm de asta. Deci. Foarte și foarte drăguțe. Sunt albe cu diamante și chiar sunt foarte și foarte drăguțe. Eu cred că o să stai foarte frumos pe urechișile mele cu un rochie de seară, cu un costum clasic. Eu cred că o să fie sub ochii. Sunt foarte frumoase, au o piatră mare, chiar îmi plac, sincer. Mulțumesc mult! Deci eu propun să le punem înapoi. Sunt foarte atentă la bijuterii, când mie este vorba de bijuterii. Propun să o punem chiar aici. Trecem mai departe. Așa, la fel avem ceva. Avem... Deci... Avem un... Și avem un colier foarte drăguț, este din aur alb și e atât de subțire, dar avem aici o mică bijuterie care eu propun să o despachetăm. Așa, drăguț, să o despachetăm ce nu trebuie să primești. Doamne, ce micuță e și atât de frumoasă. Un diamant, priviți pur și simplu, este atât de frumoasă. Eu propun să o pun de mea. Și un moment așa mai delicat pentru domnișoare, cum masez. Wow, ce drăguț arată! Eu nu știu ce să ziceți voi, dar chiar îmi place cum arată în domnul. E atât de frumoasă. Nu știu, mie chiar.
apreciez așa ceva și cercei sunt frumoși și acest colier e chiar destul de frumos. Doamne, am emoții și sunt foarte fericită pentru că îmi place foarte mult. Eu am să le plasez deja aici, pe una. Nice. E super cadou. Aș zice că e foarte super cadou. Da, aici a fost plasată bijuteria aerotipică de pe corier. Cadoul e chiar foarte și foarte super. Îmi place enorm de mult. Voi ce ziceți? Dacă da, lăsați un like și vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest vlog până la sfârșit. Hei, dragi prieteni! A venit și timpul să vă spun de la cine sunt toate aceste cadouri. Sunt de la scumpa mea mătușă, care la momentul dat este peste hotare, este în Rusia. O iubesc foarte mult și o cuprind și mulțumesc foarte mult pentru aceste daruri frumoase, impecabile, care, sincer, îmi plac foarte și foarte mult. Deci, cei care au rămas până la sfârșit și au apreciat toate aceste daruri, îmi scrieți mai jos în comentarii care din toate acestea v-a plăcut cel mai mult. 1, 2, 3, 4... sunt 5 și desigur lăsați un like. Dar eu vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc încă o dată foarte mult că ați rămas până la sfârșit. Nu uitați să dați un like, un share pe contul meu de Instagram, Facebook, sigur și de TikTok și sigur că nu uităm de contul meu de YouTube, pentru că suntem o familie foarte mare. Voi creșteți zi de zi, creșteți cu un număr, cu doi. Sunteți foarte mulți și chiar apreciez chestia dată. Eu vă pup și vă iubesc și ne vedem în noi vloguri. Colier. Nu, colierul e așa. Colier, Nastia. Da? Hai. Hai că eu n-am spus. Asta e. Hai, unu, doi, trei. Bubone! Periculose! Da? Bun! Obime! Bubone! Настя, я какие кадры же трясу. It's like the music, Bumboane! Periculose! Da! Noi facem backstage cum trec deschiderea cadourilor și avem cel mai fain operator. Cel mai fain operator de salut! Cel mai fain operator pentru acest vlog, așteptați, degrabă va fi.